Salut! Suntem în Prahova. Am plecat la vânătoare, dar nu o vânătoare oarecare, vânătoare de culori de toamnă. Profităm de câteva zile însorite și de faptul că nu a dat încă înghețul. Suntem în rezervația geologică Piatra Mare, un masiv de piatră situat lângă Slănic, cu o înălțime de aproximativ 650 de metri. Se văd aici faliile de tuf vulcanic. Tuful vulcanic este o rocă formată prin acumularea și consolidarea cenușii provenite din erupțiile vulcanice. În contact cu aerul și precipitațiile, culoarea rocii devine verde, de unde și numele. Acest tip de piatră este capabilă să rețină substanțele nocive rămase în urma accidentelor nucleare. Se pare că la Cernobâl a fost folosită sub formă de pulbere la nivelul terenurilor agricole și pășunilor pentru a le decontamina radioactiv. Din păcate, pentru că piatra este extrem de moale și friabilă, ploile o erodează rapid și, probabil, că nu va trece mult până nu va mai rămâne mare lucru din masivul verde. Minute și e gata.
se vede că este o diferență consistentă de nivel între pat și cabină. Una din provocările campării în afara unui loc special amenajat este găsirea unei suprafețe plane pentru a așeza vânelul. Stăm doar o noapte, așa că ne vom descurca. Suntem la Ceptura, în vie, și de aceea găsirea unui loc de parcare plan pe dealuri a fost o misiune imposibilă. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. Take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show. Au rămas câțiva și pentru noi. Crama Ceptura a fost înființată în anul 2005. Podgoriile se bucură de o poziționare excelentă în zona dealul mare, la o altitudine de 160 de metri, unde lumina soarelui strălucește în plus 14 zile pe an. Acest microclimat din județul Prahova permite cultivarea cu succes a numeroase soiuri europene pentru a obține vinuri de calitate superioară maturate numai în butoaie franțuzești din lemn de stejar ce desăvârșesc aroma caracteristică. Is all gone. The feeling is all gone. The feeling is all gone. Deși la meteo nu zicea nimic despre așa ceva, a plouat încetişor toată noaptea, ceea ce pentru somn este excelent. Însă vom avea mult de muncă și o grămadă de emoții pentru a urni vânelul de aici, având în vedere greutatea lui și natura terenului. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Datorită vegetației bogate și a drumului îngust, după ce am ieșit la liman, a trebuit să oprim pentru a îndepărta crenguțele și frunzele ce și-au găsit loc sub marchiză. Cum încă nu ne-am luat o scară telescopică, ne distrăm copios improvizând la fața locului. Toamna este anotimpul recoltei, al pregătirii terenurilor pentru iarnă și al peisajelor pline de culoare. Atingerea acestui anotimp ruginiu preschimbă culoarea pădurilor în tonuri calde de galben-maroniu. Până data viitoare, vă lăsăm cu cele mai frumoase culori de toamnă pe care le-am găsit în această ieșire cu vânel. Așteptăm comentariile voastre și ne bucurăm enorm pentru fiecare like, share și apăsarea butonului de subscribe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Pe curând!